è positivo, quindi l'Evangelia di quei uomini, capitolo 7, perché ci pensa tutto voi Gesù, Luca ci fece l'Evangelia. E tu dici che ci può credere se c'è una santa Luca? Penso c'è, penso che l'Evangelia si è fatta per tutti, ma è finito. A differenza. Ma sapete, mi ha sentito che l'Evangelia, cari quindi, si è riuscita. Penso l'Evangelia è stata secolarizzata, fatto che il re sente che si nasce stile e si sta andando. Sapo in cima. E si fate sintomo. Io che andavo a vedere il crimine, non potevo fare un po' di mano. Ma c'è stato il mito del tempo a che se devo perdere. E tu, unità, cresciamo. A questo. Della madre, capitolo 2, riferito alla drugo madre. Chi ha le tre piedi? Madre, qui è forse, devo sapere, ho aggiunto a quello di estremo oriente, la estrema Betlemme. Ci mi ha chiesto sulle Betlemme, sicur che ho fatto la così di Dumnezeu. A dispărut pentru un moment și steaua, au ajuns și la Ion. Și cred că momentul acesta, sau amănuntul acesta, au ajuns și la Ion. Și după aceea, după ce au mers și s-au închinat pruncului și au dus darurile lor și au terminat călătoria cu mărinimi, cu tărbire, după ce au trecut pe la Ion, ultimul verset din pericopa evanghelică, lucrul acesta din bunică magie, s-au întors pe altă cale în țara lor. De fapt, Îngerul lui Dumnezeu aș vrea povătui, citim în Evanghelie, ca să meargă pe altă cale în țara lor. Și atunci, e foarte simplu să medităm duhovnicește la acest amănunt. Au trecut că la Ierod și l-au lăsat, au mers pe altă cale în țara lor. Acum noi, în lumea în care trăim, văzând atâtea necazuri, greutăți, motive de dezbinare, îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute ca pe altă cale să mergem mai departe în viața noastră, pe o cale bună. Unitatea, sigur că e calea cea bună, dorită de Domnul Iisus Hristos. Și atunci ne rugăm pentru ea. Să ne ajute Dumnezeu ca ea chiar să se realizeze. Așa cum menționați ați sfântit, numai Domnul să știe când și cum se va realiza, dar ea se va realiza odată. Acum, cu anii, când eram într-un pelerinaj prin Italia. Un grup de erați ortodoxi. Și am fost primiți de fericitul Papa Ioan Paul al II-lea. Lucrul acesta a spus Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt știe când și cum, dar odată se va realiza. Odată se va realiza. Acum, la fiecare liturghie, noi cerem lucrul acesta de credința mare. Și de credința întreită ca să se realizeze unitatea. Și atunci sperăm să ne asculte Dumnezeu și să ne inspire încât efectiv să putem face lucrul acesta. Până atunci, răbdare, rugăciune și toate acestea ar trebui să aibă la privire dragostea față de Domnul Hristos, pentru că la urma urmei, dacă ea este sinceră și puternică în toți creștinii, până la urma urmei, îi duce la unitate. Vrajba este de la celălalt. Unirea este
tante și complicate. Dar aceste simple ne adună la odată și întăresc în speranța că va fi odată, așa cum zice Evanghelia Sfântului Ioan. Așa că ne exprimăm bucuria sufletească că în seara aceasta am fost cu frățiile voastre la momentul acesta ecumenic. Viața noastră ar trebui să graviteze în jurul Domnului nostru Iisus Hristos, în jurul Lui, pentru că așa menționa lucrul acesta preasfințitul. Pe măsură ce ne apropiem, iar ne apropiem și unitate. Deci toată viața noastră ar trebui să graviteze în jurul Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este anul pe care Dumnezeu încă o dată ni l-a dăruit ca să începem și să dea data de cerere să sfârșim.